Bună, la mulți ani. La mulți ani. Bine ai venit. Bine. Să ai un 2023 minunat. Mulțumim. Ce faci? Foarte bine. Ai mai bătut pe cineva? Da. Anul ăsta? Nu anul ăsta? Anul ăsta. Anul ăsta ai cucerit titlul mondial, nu? Da, împotriva unei rusoaice. Deci, Ciucă, avem alături de noi campioana mondială la... De asta stau aici. Muay Thai? Muay Thai, kickboxing. Perfect. Ai bătut-o pe rusoaică? Da. În, câte... în Turcia a fost competiția și să știi că Turcia a ținut cu mine. Deci Turcia a fost de partea ta? Da, da. Perfect, ea noastră, mă. Da. Haideți să luăm un loc aici la o felie de cozonac. Sau mai bine, haideți să stăm aici să ne arăți, okay, vrei? Sigur. Pentru că povestim imediat și despre scurtmetrajul pe care l-ai lansat anul trecut. Vorbim și despre alte lucruri pe care le-ai făcut. Dar spune-mi un pic, ai venit aici cu... cu picturile făcute de tine. Da, să știi că e de bun augur, că nu e prima oară când noi facem lucrul ăsta împreună. Am mai fost acum câțiva ani și să știi că toate tablourile de atunci, pe care le-am lansat într-o primă expoziție personală, odată cu lansarea scurtmetrajului, toate au plecat, s-au vândut în afară și în străinătate și sunt foarte recunoscătoare că, uite, asta e platforma de pe care au plecat. Așa că Cristiana, ca să înțelegeți, oameni buni, a terminat teologia și, practic, de asta pictează atât de bine și pe piatră, uite, asta e pe piatră, nu? Da. Icoană pe piatră sau pe lemn. Și să știi că piatra aceea a fost listată de o galerie din Japonia pe o sumă foarte mare și sunt foarte recunoscătoare și mândră în același timp că oamenii care nu sunt de naționalitate română apreciază iconografia, e extraordinar. Da. Și unde pot să vadă lumea sau unde pot să le găsească? Le mai vinzi? Acestea sunt toate date. A trebuit să le recuperez, să le pot arăta. De pildă, cele două din laterale, pe albastru, Sfântul Serafim și Sfântul Silvestru, care aparțin Laurei, pentru că sunt doi sfinți sărbătoriți ieri, pe 2 ianuarie. Sunt la ea, deci îi aparțin ei. Ce frumos! Așa că le găsiți la Laura și restul se nasc la dorința oamenilor care caută icoane. Și lumea poate să te caute pe Cristiana? Cristiana Budică. Ai schimbat totul, da? Am schimbat pentru că e numele de căsătorie și în afară, pentru că străinii nu citesc diacritic A, zic Budica. Și sunt șocați. Cum adică Budica? Is that your name? Și le arăt pașaportul și sunt șocați pentru că Budica este o regină celtă care a înfruntat armata romană și nu doar a înfruntat, a reușit să respingă un atac roman și e recunoscută. Exact, e neamul meu. Așa că am făcut rebranding internațional și pentru film a fost extraordinar. Și acestea sunt toate de tine făcute, da? Da, acela este Sfântul Proroc Moise. Și acolo este un tablou care se numește Pacea învăluie războiul. Și ideea e că, de fapt, pacea nu trebuie să vină dintr-o mână delicată și suavă. Mâna păcii e la fel de puternică ca și mâna care e strânsă în pumn, doar că ea alege să se manifeste altfel și cred că asta e puterea păcii asupra războiului. Superbe, toate obiectele tale, să știi. Haideți să luăm un loc. Sigur. Faci niște lucruri senzaționale. Îți mulțumesc că le pot arăta cu mare drag. Mulțumim mult de tot. Și cum a fost cu scurtmetrajul? Scurtmetrajul este o minune. Este o minune. A fost primit extraordinar de lumea internațională a filmului. Este un scurtmetraj de credință. Am avut câteva emoții, pentru că oamenii trebuiau să învețe ceva nou din film. Jurile de festivaluri de film sunt foarte critice, de obicei. Da. Și am reușit, ne-am calificat la destul de multe festivaluri, dar anul acesta am reușit să câștigăm premiul pentru cel mai bun scurtmetraj în SUA, în Pennsylvania, la Central Film Festival. Și știu că ai fost cu el și în India. Și în India. Aici sunt imagini din film, nu? Din film, da. Sunt exclusive pentru voi, pentru că voi ați fost cu noi pe platou. Laura a fost acolo, a înghețat de fric cu noi. Și mi s-a părut minunat să le arăt la voi, cu acordul partenerilor noștri din festivalul, pentru că sunt imagini încă protejate până la anul când se va face lansarea oficială. Și acum în India am prins finala pentru cea mai bună actriță. Și evident am fost șocată, nu mă așteptam să câștig. Mi-am dorit, evident, ca orice campion care este setat să câștige. Și acum o săptămână a venit marea veste. Am câștigat premiul cea mai bună actriță în India.
Ceea ce mă... Super, felicitări! Mulțumesc! Să dăm noroc, știi Doamne cum e, un pahar cu apă, un pahar cu ceai. Un pahar cu apă, apă ca la sportiv, n-ai exact. Ce să facem. Ma, da. Deci, practic, un trofeu la început de an. Un trofeu foarte mare și am câștigat și cel mai bun regizor. Bravo. Ceea ce e extraordinar, ceea ce pregătește drumul pentru lungmetrajul pe care îl vom... Anul ăsta îl pregătești, nu? Anul ăsta, Octav, deja e în prospecții pe munți, pe cetăți, în castele. Și pregătim și un lungmetraj de acțiune modern, pentru că acolo avem un pic mai multă libertate de mișcare. Și exact. Ce mai facem în 2023? Ce ți-ai mai propus? Păi uite, încep foarte frumos anul cu voi, că nu v-am mai văzut de mult și cred că m-am îmbogățit, că lumea nu m-a mai recunoscut. Bine, eu n-am mai recunoscut-o pe Greta, deci extraordinar. Felicitări! Mi-aduc aminte că cred că am fost printre primii care te-au invitat la o emisiune de televiziune. Da, așa este. Și nu doar atât, voi și tu ai fost cu mine la cel mai important moment pe care eu l-am avut sportiv în România, adică în fața publicului român, adică prima oară când o femeie a avut main event și singura dată într-un sport de luptă în România. Ceea ce e o istorie scrisă împreună și ai fost acolo, ai văzut și e minunat. Sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Cu viața personală cum merge treaba? Foarte bine. Oclava, ai zis că e pe coclauri să caute. E pe coclauri, da, păi na, așa fac genile, sunt pe coclauri. Noi ăștia la suntem pe execuție, noi ne antrenăm, muncim, dăm cu pumnul. Foarte bine, foarte bine. E minunat. Viața de familie împlinește orice altă activitate de carieră, cum de bine știi. De cât timp sunteți acum căsătorit? Facem 10 ani. 10 ani de căsătorie? Da. Da. Nu de căsătorie, de când suntem împreună. Am făcut 5 ani de căsătorie. 5 de căsătorie, 10 de când sunteți împreună? Da. Și Doamne ajută la toată lumea, tuturor le doresc ce vreau să te întreb? Liniște. Ce te împlinește mai mult, așa, când ești la un meci de ăsta de luptă sau când stai tu să pictezi sau când pictezi te relaxează sau cum e? Să știi că toate activitățile au punctele lor culminante și depinde de fapt care e miza, pentru că o icoană poate avea o miză viața unui om sau așteptarea împlinirii unei minuni. Și atunci când o pictezi, cam transpir, să știi. Nu e tot una. Câștigarea unui titlu înseamnă mulți oameni în spate, nu doar eu. Eu doar performez și împlinesc munca tuturor celor din jurul meu, ceea ce e extraordinar. Și să știi că în echipa asta sunteți și voi. Și chiar vă consider parte din echipa mea. Pentru că ați fost consistent lângă mine. Și nu e o lingușeală, că nu sunt genul. Nu e că, dar eu înțeleg perfect ce. Atunci când te intersectezi cu anumiți oameni, fac parte din echipa ta. Exact. Dar când alegi să pictezi un sfânt, te inspiră ceva sau de ce alegi? În general, oamenii mă inspiră și eu întotdeauna am pictat pentru oameni. Mai puțin din ego artistic. În general, oamenii mi-au ghidat inspirația. Fie că mi-au cerut, fie că nu. Acum, cel puțin, am parte de un nou nivel în artă, în sensul că oamenii mă sună. Am deja o comunitate care mă susține ca artist și e extraordinar. E tot ce și-ar putea dori un artist. Și mă sună și îmi spune, uite, vreau un înger. Ok, cum vrei, ce dimensiuni, ce culori, despre ce vrei să fie? A, nu știu, asta te gândești tu. Și deși este extraordinar, pentru că am toată libertatea să creez ce doresc, e și toată responsabilitatea, pentru că atunci când dau tabloul, până îl vede omul, eu mă simt ca la meci. Adică toate sudorile sunt pe mine, pentru că deși mie îmi place, nu știu niciodată ochiul celuilalt cum percepe ceea ce... E ca la victorie, nu poți să controlezi victoria. Tu îți faci tot partea ta și victoria vine, sau nu. Așa și la artă. Omului îi place sau nu? De obicei e un răspuns pozitiv. De suntem pe 3 ianuarie și vreau să te întreb dacă după Revelion te-ai antrenat? Adică ai început să dai o tură de parc? Pe 1 ianuarie la ora 5 m-am trezit. Dimineața? Da. Păi n-ai fost tu, la cât ai culcat? La 1, maxim 2. Deci ai dormit un pic și te-ai trezit la 5 dimineața? Da, bineînțeles. Și? Și am ieșit, apropo, nu mai locuim în București, ne-am mutat de un an de zile, ne-am relocat în județul Sibiu, la sat. Aerul este foarte puternic, e ca și cum sunt în cantonament perpetu, n-am cum să scap. Și alergările de dimineața sunt foarte, foarte dificile pentru că e ceață, nu poți să respiri cum trebuie. Și e destul de complicat, dar... Deci voi crescuți în București, ați renunțat la București? Născuți și crescuți în București, în jet pe jet. Am decis să plecăm din București pentru că, de fapt, noi la sfârșitul zilei suntem oameni de creație și deja eram suprasaturați de zgomotul orașului,
Și unde v-ați mutat? În județul Sibiu, între Sibiu și Mediaș. Aveți pe cineva acolo? Nu aveam pe nimeni, am dus pe cineva. Noi căutam să ne mutăm, am tot mers prin țară, am căutat locuri, nu am fost 100% sigur, n-am simțit că ăla ar fi locul nostru. Am dus pe cineva unde sunt acum. Am coborât din mașină și în momentul în care am coborât din mașină și eu și Octav am avut așa o revelație, zic aici, nu? Chiar acolo era o casă de vânzare, care nu era locuibilă. Am cumpărat-o pe aceea, apoi vecinii au vândut o casă perfect renovată și locuibilă, am cumpărat-o și pe aceea și am plecat din București. A fost ceva nebunesc, adică toți prietenii noștri au zis să stați nebuni, unde plecați, nu știți pe nimeni acolo, că chiar nu știam pe nimeni, dar e extraordinar. Ne-am redescoperit și să știi că timpul pur și simplu s-a triplat ziua. Asta vreau să zic, că ai mai mult timp. Da, da. Și mi-am ai făcut net un acolo? Atelier. Da, bineînțeles. Mă gândesc că asta e și fain, să mai ai semnal câteodată la telefon, să vezi ce... Nu, e ok netul. Se triplează timpul vorba. Nu are aceeași viteză, pentru că nimic nu are aceeași viteză ca la oraș. Dar să știi că ne tihnește, pentru că în atelier am un atelier imens, cu un tavan foarte înalt. Și acolo Octav scrie, eu pictez, îmi fac programele de antrenament, mi-am făcut sală, echipată cu tot ce-mi trebuie. Și e extraordinar, e ca un colț de rai în care noi ne punem să lucrăm. Deci când mergem pe la Sibiu, o căutăm acolo pe Cristiana. Mulțumim mult de tot, Cristiana. Mulțumesc și eu. Și cea mai tare chestie de anul trecut... Nu mai ești mongol, nu? Deci nu mai ba, sunt mai și mongol. Da, pentru, am vrut să zic, să nu greșesc. Deci pentru ce? Ăsta de scenă rămâne? Ăsta de scenă rămâne, pentru că așa cum vorbeam cu Laura mai demult, noi avem un pact că trebuie să facem ceva pe Madison Square Garden și trebuie să fim acolo să ridicăm o centură. Așa că mongol rămâne, încă sunt activă. Perfect, și încă o chestie foarte tare, voiam să menționez, ca o recunoaștere pentru o femeie luptătoare, am fost invitată de curând, în anul ce a trecut, de jandarmii din Târgu Mureș să țin un stagiu. Loran Calas este cel care a inițiat, este antrenorul Sălii. Și a fost o chestie extraordinară pentru că să vezi o sală plină de bărbați care ascultă ce le spun și sunt interesați și la sfârșit... Și erau bărbați antitero, forțe erau, speciale, da, nu orice... evident, și am arătat pe ei, am demonstrat pe ei ce teme trebuiau să facă de seminar și am arătat cam tare, fiindcă erau foarte puternici și la sfârșit când le-am dat diplome, Loran îmi spunea... uite, el e antitero, uite, el este foarte speciale și eu dădusem tare în toți. Și zic că îmi pare rău, mi-am făcut prieteni noi, dar a fost o experiență foarte, foarte interesantă. Și în urma acestui stagiu am și gradat prin Federația Română de Karate cu centura neagră pe Loran Cala și pe Răzvan Belchirean. Adică am mers la un nivel ridicat și mi se pare excepțional că am putut să ajung până la nivelul ăsta. Aproape un sfert de secol de sport de luptă am în palmares. Și mulțumesc! Să ai un an bun 2023! Doamne ajută! Mulțumim să dea de tot! Mulțumesc! După publicitate revenim oameni buni. Până atunci căutați-o pe Cristiana pe Facebook, căutați-o pe Instagram. Cu siguranță o să vă cucerească cu tot ce faci. Mulțumim mult! Ne întoarcem imediat! Mulțumesc.